Atributul adjectival, clasa a șasea. Învățăm apelând la imagini și cuvinte. 1. Alcătuiți enunțuri în care să evidențiați caracteristicile florilor din imagine. Posibile enunțuri. Observăm flori frumoase cu petale alungite de culoare mov. Receptaculul, înconjurat de stropi de culoare albă, îmi încântă privirea. 2. Subliniați adjectivele. Frumoase, alungite, mov, înconjurat, albă. Învățăm făcând. Asociați adjective cu substantivele potrivite. Oameni buni. Asociați în continuare. Alcătuiți enunțuri cu grupurile create. Apoi subliniați adjectivele. Exemple de enunțuri. Niște oameni buni l-au ajutat. Buni. A vizitat un castel vechi. Vechi. Copilul lăudat a râs. Lăudat. Noi am lăsat ușa deschisă. Deschisă. Acestea sunt adjectivele. Investigăm. Ce funcție sintactică are adjectivul? Niște oameni buni l-au ajutat. Ce fel de oameni? Buni. Pentru că determină un substantiv, buni are funcție sintactică de atribut. Și pentru că este exprimat prin adjectiv, atributul se numește atribut adjectival. Rețineți! Atributul adjectival poate fi exprimat prin 1. Adjective propriu-zise, exemple, frumos, înalt, deștept, roșu, mov, etc. Am ascultat un cântec frumos. Ce fel de cântec? Frumos. Observăm că adjectivul însoțește un substantiv. 2. Adjective provenite din verb la participiu. Mâncat, copt, ars, etc. Mărul mâncat a fost bun. Ce fel de măr? Mâncat. Lucrăm împreună. Analizăm două atribute adjectivale exprimate prin adjective diferite. Pe un deal plin de flori sălbatice era un stejar rupt de la mijloc. Plin. Atribut adjectival exprimat prin adjectiv propriu-zis, variabil cu patru forme, gen neutru, număr singular, caz acuzativ, grad de comparație pozitiv. Observăm că am aplicat regula adjectivului, și anume, adjectivul se acordă în gen, număr și caz cu substantivul determinat. Rupt. Atribut adjectival exprimat prin adjectiv provenit din verb la participiu, variabil cu patru forme, gen masculin, număr singular, caz nominativ, grad de comparație pozitiv. Autoevaluare sau, după caz, evaluare. Se dă textul. Cetatea cea veche abia se zărea pe vârful muntelui înconjurat de nori. Tânărul conducător conducea grupul pe poteci ascunse. Se cere. Subliniați adjectivele. Analizați două atribute adjectivale la alegere. Alcătuiți două enunțuri în care să existe două atribute adjectivale exprimate prin adjective diferite. Rezolvare. Adjectivele subliniate sunt cea veche, înconjurat, tânărul, ascunse. Analiza. Cea veche. Atribut adjectival exprimat prin adjectiv propriu-zis, variabil cu două forme, gen feminin, număr singular, caz nominativ, grad de comparație pozitiv, articulat cu articol demonstrativ adjectival. Tânărul. Atribut adjectival exprimat prin adjectiv propriu-zis, variabil cu patru forme, gen masculin, număr singular, caz nominativ, grad pozitiv, articulat cu articol hotărât, L. Am o carte nouă.
Observăm adjectivul nouă, atribut adjectival exprimat prin adjectiv propriu-zis. Am cunoscut un copil alintat. Adjectivul alintat, atribut adjectival exprimat prin adjectiv provenit din verb la participiu. Mulțumesc!